Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Tragedie seara trecută, un copil de 14 ani a fost înjunghiat pe o stradă din municipiul Călăraș. Aflați mai multe detalii în jurnal. Incendiu violent în cartierul Mircea Vodă, mii de metri pătrați de stuf au fost cuprinși de flăcări. Mai multe detalii la știri. Aura Șchiriță, candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria comunei Dorobanțu. Mai multe detalii în câteva momente la știrile Canal Sud. Caz șocant petrecut seara trecută în Călăraș. Un minor de 14 ani a fost la un pas să își piardă viața după ce doi tineri l-au înjunghiat și l-au lăsat să zacă apoi într-o baltă de sânge. Agresorii, minori și ei, au fost prinși imediat și reținuți pentru 24 de ore. Sunt cercetați acum și riscă ani grei de închisoare. Un copil de 14 ani din localitatea Vlad Țepeș a fost înjunghiat seara trecută în jurul orei 21 de doi minori de 16 ani din municipiul Călăraș. Scenele șocante au avut loc pe Bulevardul Republicii, iar potrivit unor surse din cadrul anchetei, cei trei s-ar fi certat mai întâi în parcarea unui supermarket din cauza unei fete. După ce l-au înjunghiat pe băiat, agresorii au fugit și l-au lăsat să zacă într-o baltă de sânge. Am sunat la salvare, am ieșit, am auzit câinii lătrând, am ieșit, l-am văzut pe copil căzut jos, a ieșit fata mea cu telefonul, am sunat la salvare, am chemat. Au venit amândoi și poliția și salvarea în același timp. Ați fost la copil, l-ați văzut cum era? Da, l-am văzut, era plin de sânge, era înjunghiat, era... Era conștient? Nu, începuse să-și piardă conștiința, vomita. Minorul a fost înjunghiat chiar în această zonă. După cum puteți observa, la mai bine de 10 ore după atac, urmele acestuia încă mai sunt vizibile. Martorii spun că grupul din care făceau parte cei doi agresori era unul numeros. Erau mulți. Erau, cred că vreo 6-7. Unii au fugit pe portului pe aici, alții au fugit înspre Penny și a rămas un tip, un puști care era cu mașina, care se cunoștea cu victima. Erau doar doi copii, trei cu el acolo, care au rămas prietenii lui, bănuiesc. Că ei s-au fi întâlnit în parcarea la Penny și au zis că s-au certat și bănuiesc că l-au tras aici, a zis că nu sunt camere, ceva. Victima a ajuns de urgență la spital, unde a intrat direct în sala de operație. S-a prezentat la camera de gardă un copil în vârstă de 14 ani, cu o plagă înjunghiată în regiunea femurală. S-a procedat la trecutarea analizei, s-a introdus în sala de operație, unde s-a stabilizat pacientul. Ulterior a fost trimis către Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. I s-a pus viața în pericol? Absolut. Medicii spun că minorul a suferit o plagă de venă femurală, însă au reușit să-l stabilizeze. În tot acest timp, polițiștii îi căutau pe agresori. La scurt timp, au reușit să îi și depisteze. Față de cei în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de omor și lovire sau alte violențe. Cazul a fost preluat de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraș și urmează să fie dispuse noi măsuri în ceea ce îi privește pe cei doi atacatori. Aproximativ 4.000 de metri pătrați de stuf din cartierul Mircea Vodă au fost cuprinși în această dimineață de un incendiu puternic. Pompierii au ajuns de urgență la fața locului și au intervenit prompt, mai ales că exista riscul ca focul să se extindă la casele din jur. Locuitorii din zonă spun că nu este prima oară când are loc un incendiu în acel loc și sunt convinși că focul a fost pus intenționat. Un incendiu puternic de stuf a izbucnit în această dimineață în spatele cartierului Mircea Vodă. Flăcările au cuprins o suprafață considerabilă, însă pompierii au intervenit prompt. Incendiul se manifestă cu flacără violentă, iar pompierii se luptă în acest moment ca focul să nu ajungă la casele aflate peste drum. Nu avem cu cine să ne certăm. Ăsta nu mai poate să-l stingă acum. Nu-l mai stinge nimeni. Ăsta până nu arde tot, n-are ce să-i facă. La fața locului, pompierii au intervenit cu auto specială de stingere. Incendiul a durat aproximativ 3 ore, fiind lichidat, nefiind înregistrate pagube materiale. Pompierii prezenți la fața locului au estimat că suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 4.000 de metri pătrați. Călărășenii care locuiesc în zonă acuză că focul a fost pus intenționat de cei care au animale și vor să traverseze zona mai ușor cu acestea pentru a merge la păscut. Și nu vă e frică că ajunge la casă? Păi nu, nu e frică, păi dacă nu sunt sănătoși și dă foc. Plasticurile astea așa, le-a vântul, acuză, dă foc aici, vedeți? Dar dacă aici este un plastic și bate vântul, unde îl duce? Îl duce mai departe. La fața locului a fost prezent și un echipaj de poliție. Dă-te acolo, nu veni așa!
Timpul se scurge, alegerile sunt din ce în ce mai aproape. În prima zi din acest weekend, Partidul Social Democrat și-a desemnat candidatul pentru cursa electorală care ar putea aduce în localitatea Dorobanțu un primar PSD. Ce eveniment va aduce astăzi în această comună? Un mare eveniment, deoarece tânărul nostru, Chirița Oraș, este propus de Organizația Județeană a Tinerilor Social-Democrați pentru candidatura la primăria Dorobanțu. Cum este Oraș Chiriță ca persoană? Îl cunoașteți de foarte mult timp, bănuiesc. Da, îl cunosc de foarte mulți ani. Este o persoană foarte implicată la nivelul Organizației Județene de Tineret și Organizația Județeană de Tineret astăzi este alături de el pentru a-i susține candidatura la primăria Dorobanțu. Ce eveniment va aduce în această comună? Da, astăzi suntem în comuna Dorobanțu, suntem la lansarea candidatului nostru pentru a se înscrie în competiția pentru cotorul de primar al Consiliului Local Comuna Dorobanțu. Astăzi domnul Chiriță Aurel este în competiție înscris și validat de către Consiliul Politic Județean să participe în alegerile din 9 iunie 2024 pentru a forma o echipă de consilieri și a candida pentru primăria Comunei Dorobanțu. Cum este Oraș Chiriță ca persoană? E noua generație propusă de Organizația de Tineret. Pot să spun că e o mare provocare. Organizația de Tineret vine cu un candidat medic veterinar înscris în această competiție, unul din oamenii care vine și din privat, ca tatăl lui e model în comuna Dorobanțu, e fermier și de aceea credem că putem să venim și să înscriem candidatul nostru să joace cu șanse pentru a câștiga fotoliul de primar al comunei Dorobanțu. Avem candidat pe Oraș Chiriță, un tânăr de perspectivă, spun eu. Să nu ne speriem că ne batem, nu ne batem cu balauri, nu ne batem cu zmei, ne batem cu niște oameni care deocamdată sunt în funcție. Am fost aici, am fost la grădiniță, am fost la școală, am fost la Căminul Cultural, am desfășurat activități împreună cu Biblioteca Județeană, cu echipa Bibliotecii Județene. Am fost primită cu brațele deschise. Și asta nu pot decât să vă mulțumesc și îmi promit că îmi voi da toată silința sprijinind organizația OFSD Dorobanțu. O salut pe doamna Cristina Grădeanu. Cum vă simțiți acum că sunteți candidatul oficial PSD pentru funcția de primar al Comunei Dorobanțu? Bună ziua, am primit o foarte mare încredere din partea echipei PSD Dorobanțu și acum nu mai simt așa mare presiune în a câștiga alegerile din Comuna Dorobanțu din anul 2024. Sunt foarte încrezător și că voi reuși să câștig aceste alegeri. Știu că este o luptă destul de greuță, doar că suntem tineri, echipa mea este tânără și este supusă oricărui provocări pe care le-am avea în această comună. Ce proiecte aveți în vizor pentru această campanie? Dorim dezvoltarea antreprenorilor din Comuna Dorobanțu, deoarece comuna aduce o lipsă de locuri de muncă. Și cred că asta este cel mai important. Atâta timp cât avem afaceri prospere în comuna Dorobanțu, cu atât avem și noi bani în primărie pentru a dezvolta localitatea așa cum ne dorim și așa cum trebuia ea să fie. Eu vă spun cu siguranță că aș dori ca în proiectele mele să fie de ce în ce mai mulți tineri implicați, deoarece localitatea noastră duce lipsă de tineri, iar tinerii sunt viitorul acestei localități. Fără tine nu o să mai putem să crească această localitate. Domnul președinte, vă mulțumesc frumos și întreaga echipă PSD Călăraș și te mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Călăraș! Chiriță, vă urez petrecere frumoasă și să câștigăm 2024 pe 9 iunie! Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită cum se cuvine în comuna Chirnogi. Sute de doamne și domnișoare au fost invitate la cele două evenimente organizate de Ștefan Ion, primarul comunei Chirnogi.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, peste 400 de femei au fost sărbătorite în localitatea Chirnoci. Numărul doamnelor și domnișoarelor sărbătorite a fost atât de mare încât primarul comunei a organizat evenimente atât pe 8 cât și pe 9 martie. Ce ați pregătit pentru femeile din comuna Chirnoci? Da, eu vă mulțumesc foarte frumos și sunt onorat de prezența dumneavoastră și mai mult decât atât, aș vrea să vă informez că în cadrul localității noastre, acum că a venit primăvara, iată că ieri, 8 martie, am avut un eveniment frumos, pe măsura zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femei. În această locație am fost aproximativ 200 de femei, cărora le-am transmis un mesaj de primăvară, un mesaj de încurajare. Aceste femei au venit cu mare drag, le-am pregătit o sărbătoare frumoasă, mai mult decât atât, le-am pregătit și o tombolă cu ajutorul domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță, iar noi, în cadrul organizației PSD Chirnoci, ne-am pregătit pe măsură acestui eveniment special. Iată-ne astăzi, 9 martie, că acest eveniment se repetă în cadrul localității noastre, pentru că noi suntem o organizație puternică, suntem mulți membri de partid, să zic așa, PSD, suntem și simpatizanți și astăzi, după cum și dumneavoastră vedeți, repetăm evenimentul. Pentru că, așa cum am spus anterior, în acest an avem obiective mărețe de îndeplinit. Sper și cred din tot sufletul că tot ceea ce ne-a transmis președintele organizației județene se va îndeplini, iar noi, cu drag și bucurie, vom fi alături de dânsul, împreună vom învinge. La evenimente au participat și autoritățile județene, acestea arătându-și aprecierea față de femeile prezente. Pe rând, Vasile Iliuță, președintele organizației județene a Partidului Social Democrat Călăraș, Mihăiță Beștea, președintele Partidului Social Democrat Municipiul Oltenița, Ion Samoilă, secretarul general al Social Democraților, Ionela Ichim, președintele organizației județene a Femeilor Social Democrate Călăraș, precum și cei doi subprefecți ai județului Călăraș, au felicitat doamnele și domnișoarele din comuna Chirnoci. Vă aflați din nou în mijlocul doamnelor și domnișoarele din județul Călăraș. În ce localitate vă aflați de această dată? Sunt acum prezent în comuna Chirnoci, unde primarul Ion Ștefan ne invită la o dublă zi de aniversare, să o numesc eu, Ziua Doamnelor, fiind o comună cu cel mai mare număr de locuitori din organizația Partidului Social Democrat, n-a putut să o organizeze într-o zi și a organizat-o în două zile. Dar coincide și cu Ziua Doamnelor, Ziua Internațională a Femeii și cu Ziua Bărbaților. Așa că un dublu eveniment astăzi în comuna Chirnoci, unde l-am lansat și pe domnul președinte Ștefan pentru a candida pentru funcția de primar al comunei Chirnoci, adică să-și reînnoiască mandatul de primar. E primar în funcție și cred în continuare că are șansele cele mai mari să redevină primarul comunei Chirnoci. Este o perioadă foarte aglomerată pentru dumneavoastră, dar cu toate acestea a reușit să fiți prezent în majoritatea localităților. Cum reușiți? Da, așa este, pentru că în momentul când am dorit să ajung președinte al organizației județene, am știut că timpul îmi va fi foarte bine grămuit ca să pot să fiu prezent la toate activitățile Partidului Social Democrat și la toate activitățile primarilor și președinților de organizație din cadrul Partidului Social Democrat. Acțiunile dedicate doamnelor s-au încheiat cu participarea la Sfânta Slujbă, acolo unde Ștefan Ion, primarul comunei, a oferit flori persoanelor prezente. A fost activat planul roșu de intervenție ieri în Ialomița după ce 4 autoturisme au fost implicate într-un accident pe DN2 în localitatea Sinești. În urma impactului, un bărbat de aproximativ 50 de ani a decedat, iar alte 5 persoane, printre care și un copil, au fost rănite. 3 dintre persoanele rănite au ajuns la spital. Un accident rutier teribil în care au fost implicate 4 autoturisme a avut loc ieri după amiază în localitatea ialomițeană Sinești. În urma impactului, 6 persoane au fost rănite, ceea ce a determinat autoritățile să declanșeze planul roșu de intervenție. Din păcate, un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit pe loc. În urma accidentului au rezultat 6 victime, 5 adulți și un copil în vârstă de aproximativ 6 ani. Din păcate, în urma accidentului rutier, o victimă a fost declarată decedată de personalul medical, iar alte 3 victime au fost transportate la spital. Cele 3 victime au ajuns la spitale din București, acolo unde au primit îngrijiri medicale de specialitate. Potrivit polițiștilor, o pătrundere pe contrasens ar fi cauzat întreaga tragedie.
Din primele cercetări s-a stabilit faptul că în urma producerii accidentului rutier au fost implicate 4 autoturisme, iar accidentul s-a produs în comuna Sinești, cauza producerii fiind efectuarea manevrei de pătrundere pe contrasens. În urma accidentului, circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers pentru aproximativ 2 ore. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență 6 echipaje de salvatori din cadrul detașamentului de pompieri urziceni, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, 2 ambulanțe SMURD, o autospecială de transport victime multiple și 2 ambulanțe SAJ Ialomița. În sprijinul salvatorilor ialomițeni au intervenit și pompierii militari din cadrul ISU București-Ilfov. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD, care a transportat una din victime la spital. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Planul roșu de intervenție a fost dezactivat după jumătate de oră de la activare. Timpul se scurge, iar alegerile sunt din ce în ce mai aproape. În comuna de Chisen, weekendul s-a încheiat cu desemnarea candidatului pentru cursa electorală din iunie. Începând de ieri, Laura Petre, o persoană cu vechime în administrație, este candidatul desemnat oficial de către Partidul Social Democrat pentru scrutinul din 9 iunie. Am cinstea și onoarea să deschid această lansare a candidatului nostru pentru funcția de primar al comunei Ichiseni. M-am alăturat acestui proiect spunând că căutați un candidat. Mi-au promis că la următoarea întâlnire vor veni cu un candidat. Așa s-a și întâmplat. La următoarea întâlnire a venit cu nimeni alta decât secretarul comunei Ichiseni în funcție, care și-a manifestat dorința pentru că echipa care s-a prezentat prima dată în casa familiei Ștefan a desemnat-o pe domnia sa să se înscrie în această competiție. Și clar, am spus, avem candidatul cel mai bun în comuna Ichiseni. Alături de Vasile Iliuță, președintele Organizației Județene a Partidului Social Democrat Călăraș, la eveniment au participat și alți politicieni importanți din județ. Ion Samoilă, secretarul general al PSD Călăraș, Virgil Diaconu, coordonatorul campaniei electorale din 2024, Ionuț Stan, președintele Tinerilor Social Democrați Călărașeni, Mihai Țăbeștea, președintele Partidului Social Democrat din municipiul Oltenița, precum și deputatul Constantin Bârcă, au susținut alocuțiuni în care au prezentat importanța implicării echipei pentru atingerea obiectivului, câștigarea alegerilor. Eu nu am văzut niciodată o echipă atât de studată și vă felicit. Și ăsta este motivul pentru care îmi doresc să fac parte din echipa Iliuță. Mulțumesc din suflet dumneavoastră tuturor pentru că astăzi ați ales să fiți alături de noi, de mine, de echipa noastră. Suntem oameni tineri care nu promitem, dar care vrem să facem. Îmi doresc pentru comuna noastră o altfel de administrație. Așa cum am văzut noi la Călăraș, cum am văzut eu la Călăraș. Îmi doresc educație, îmi doresc sănătate. Nu cred că le avem. Chiar dacă avem un dispensar, nu avem sănătate în comună. Și îmi doresc ca lucrurile să funcționeze pentru că avem lângă noi Consiliul Județean Călăraș. Și ce aș putea să spun după cuvântul pe care el l-a avut? Aș putea să spun așa. Câștigăm primăria Ichiseni pentru Laura primar! Atât eu cât și dumnea ei avem un mare atu. Acela de a fi susținute de Partidul Social Democrat. Un partid puternic la nivel național, dar mai important pentru noi, un partid puternic la nivel județean. Mult succes, Laura! Sunt convinsă că vei reuși. Și este un mare lucru și un mare atu pentru dumneavoastră că aveți un candidat femeie, pentru că femeia este motorul oricărei comunități, începând de la familie. Și eu sunt convinsă, Laura, că tu vei fi o luptătoare și îți doresc din suflet succes. Este o luptătoare. Este o persoană care atunci când își propune să realizeze ceva, cu siguranță nimic nu o să oprească și va lupta pentru binele comunității dumneavoastră. Laura, sunt sigură că ești puternică. Ai toată expertiza necesară de a face față acestei funcții, funcția de primar.
care cred eu că poate este cea mai frumoasă funcție. Aceasta te leagă de oameni, te unește, te poate face să-i ajuți mult mai mult decât sigur tu ai făcut o zi de zi în tot acest parcurs al tău. Iar din punct de vedere politic sunt convinsă că vei face față și acestei provocări. Mă bucur că Dumnezeu mi-a scos în cale un asemenea om. De ce? Pentru că este serioasă, este implicată și mai ales ambițioasă. Și asta ne dovedește astăzi că Laura Petre vrea să devină primar alături de dumneavoastră. Pot să vă spun că Lichise este una dintre comunele, prima comună, în care domnul președinte vine și face o declarație de asumare. Primar și viceprimar în echipă. Pentru asta vreau să-i mulțumesc celor doi oameni care au înțeles că, într-adevăr, este momentul unei schimbări. Schimbare care va aduce în viața dumneavoastră, pas cu pas, normalitatea aceea după care tânjim toți. Felicitări, Laura, cu siguranță vei câștiga. Se vede că lumea te iubește și organizația de tineret este alături de organizația PSD Lichise. A devenit un mit baron acest Iulian. La ora 12, 12 și jumătate, este la Călăraș cu mașina pe banii primăriei, servește masa la Dunăre, zi de zi. O felicit pentru faptul că are curajul de a candida, cu alte cuvinte, este curată, este imaculată, nu are cu ce să o agațe primarul. Primarii sunt șurfe, încearcă totuși să mai... Toate, istoturi alegeri. Dar doamna, pentru foarte clar, este corectă și acum, domnul primar Iulian, domnul Dragu, rezervați o masă pentru următorii 4 ani sau 8 ani de zile, la Ciorbă, pe Podroace, la Dunărea sau vântă vânt acolo, pentru mai efectivă. Eu cred că am cheat acest campanie de căutări. Cred că data asta am găsit omul potrivit pentru a înlocui pe actualul primar. Sunt convins că doamna Laura are tot ceea ce îi trebuie, știe administrație, are în spate o echipă a Partidului Social Democrat foarte, foarte puternică, care știe să facă campanie, știe să fie alături de oameni. Dumneavoastră aveți câteva aturi și ar trebui să le conștientizăm cu toții, și anume experiența dumneavoastră în cadrul primăriei, ca secretar, așa cum bine a spus domnul primar Iulian Iacomi. Dumneavoastră, practic, ați făcut ca toate proiectele timp de 10 ani când ați ocupat această, și ocupați această funcție, toate au trecut prin mâna dumneavoastră. Sunt sigur că veți avea succes aici în comuna Lichiseni, pentru că aveți misiune și ați trecut testul Partidului Social Democrat. Domnul Iliuț este alături de dumneavoastră. Mulțumesc mult! Aprobarea candidaturii Laurei Petre demonstrează interesul organizației județene a Partidului Social Democrat Călăraș pentru implicarea femeilor în viața politică. Da, e o zi specială și pentru mine ca om politic. Astăzi sunt prezent la lansarea candidaturii doamnei Laura Petre și pentru funcția de primar și a domnului Florin Nicolae pentru funcția de viceprimar. E prima localitate care am lansat în echipă primar și viceprimar pentru o candidatură la o administrație locală. Comuna de Chiseni, în urma sondajelor și în urma cercetărilor pe care le-am făcut, am avut nevoie să putem să unim două echipe și să putem să intrăm în competiție cu un primar în funcție. Felicit echipa de la Dichiseni, echipă care s-a construit în urmă cu o lună pentru ceea ce se întâmplă astăzi și pentru câștigul pe care îl vom avea pe 9 iunie în alegerile locale. Vom avea și primar și viceprimar ales în competiția pentru a câștiga fotoliul de primar și de viceprimar în comuna de Chiseni. Vor mai figura și alte femei pe listele electorale? Da, vor figura obligatoriu la fiecare organizație a Partidului Social Democrat. În consiliile locale va fi cel puțin o femeie desemnată de Organizația Femeilor Social Democrat, iar tineretul la fel va avea și el un reprezentant al tinerilor social democrați și Organizația de Seniori. Sunt cele trei organizații care îi vor impune în fiecare consiliu local candidat în zona eligibilă a câștigării consiliilor locale. Ține mai multe informații despre actuala candidată a Partidului Social Democrat. Actuala candidată este un om,
Un om sufletist, dincolo de toate funcțiile pe care le poate avea un om, este o femeie implicată, este o femeie serioasă și ne mândrim că o avem alături de noi și că a vrut să vină alături de noi. La evenimentul desfășurat în localitatea Coslogeni a participat și Maria Lazăr, secretarul general al Organizației Naționale a Femeilor Social-Democrate. Am venit la Călăraș cu mult drag, pentru că aici sunt niște femei foarte harnice, avem o organizație foarte puternică a femeilor social-democrate și sunt convinsă că orientarea atât a organizației de femei cât și a organizației de partid este una foarte bună. De altfel, astăzi m-am convins când am auzit cum se prezintă candidata cu cuvinte simple, dar convingătoare, s-a angajat că o să lupte pentru ca tuturor locuitorilor de aici să le fie mai bine. Avem femei luptătoare, femei care vor reuși. Și cum îi spuneam și ei, acum în încheiere, în primul rând, ea trebuie să fie convinsă că va reuși. Să plece cu acest gând. Dacă pleacă cu acest gând, va ști și cum să se orienteze, cum să navigheze într-un electorat care, sigur, poate fi de partea ei, dar surprizele sunt multe, așa că îi doresc mult succes. Vreau să vă mulțumesc din suflet, mă onorează că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc că ați venit. Vă așteptăm cu drag oricând. Te felicit, din toată inima te susținem. Eu vă sunt recunoscătoare, pentru multe. Este pentru dumneavoastră. O plachetă, da? Aleasă prețuire omului Vasile Iluță pentru încrederea, suportul și îndrumarea pentru a câștiga primar al comunei Dichiseni, Laura Petre. Mulțumesc, Laura! Mulțumesc din suflet și eu! Mulțumesc pentru tot, mulțumesc și eu pentru Oana, încredere. Îți mulțumesc din suflet și ție pentru toată încrederea pe care mi-ai acordat-o. Girul tău a fost primul și îți mulțumesc din suflet că ai crezut în mine. Placheta apreciere, la rădăcina bucuriei se află gratitudinea. Nu bucuria ne face recunoscători, ci recunoștința ne umple sufletul de bucurie. Îți mulțumesc pentru susținere. Laura Petre. Nu am cuvinte. Mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru ceea ce ești tu. Sunt secretarul general al Comunei Dichiseni de aproape 10 ani. Știu fiecare problemă a oamenilor, fiecare lucru care nu funcționează, fiecare lucru care nu se vrea a funcționa. Și atunci am hotărât că trebuie să fac ceva, e timpul să fac ceva. Suntem o echipă tânără care își dorește să facă lucruri, nu să promită. Oamenii sunt sătui de promisiuni și noi vrem să le oferim lucruri reale, palpabile. Ne dorim parcuri pentru copii, ne dorim dispensare, ne dorim exact ceea ce comuna nu are. Îmi doresc ca oamenii să vină la primărie și să găsească soluții. Noi la primărie, în momentul ăsta, găsim vinovați și atât. Ne dorim să găsim soluții pentru problemele oamenilor și, credeți-mă, sunt multe probleme. De 10 ani de când sunt în comuna asta, am spus tot timpul că este o comună mică cu probleme mari. Sunt de acord cu doamna Laura să o sprijin ca și viceprimar. Sunt crescut în comuna Dichiseni și vreau să o susțin pe doamna Laura pentru că știe partea de administrație mult mai bine și am zis să o susțin să merg cu ea până la capăt. Primar Laura Petre și viceprimar Florin. Vineri, Organizația Județeană a Partidului Social-Democrat Călăraș a lansat oficial candidatura lui Marius Dulce pentru funcția de edil al municipiului Călăraș. Marius Dulce, actualul primar al municipiului Călăraș, își continuă activitatea în administrație. Vineri, 8 martie, în cadrul unui eveniment la care au participat sute de persoane, acesta a intrat oficial în lupta din 9 iunie. Aș vrea să fiu scurt și să spun așa. Dragă Marius, împreună
pentru ce înseamnă anul 2024, câștigăm și primăria și Consiliul Județean. Victorie! În continuare, Marius Dulce se bucură de sprijinul organizației județene a Partidului Social Democrat Călăraș. Alături de colegii de breaslă, actualul primar și-a prezentat proiectele pe care intenționează să le implementeze în următorii 4 ani. Este o zi deosebită pentru dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor, pentru că primăvara începe cu voi. Voi sunteți cele care ne dați lumină, voi sunteți cele care ne călăuziți, iar voi sunteți cele care ne așteptați când venim supărați după atâta alergătură politică, dar cel mai important lucru este că și ne susțineți politic, așa cum faceți și azi, pentru că astăzi este despre voi, voi care sunteți alături de noi și ne susțineți în toate aceste lucruri. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, s-ar putea să simți o anumită indecizie în ceea ce privește o persoană iubită. Ceva te-ar putea îndemna să acționezi în acest departament, totuși s-ar putea să descoperi că vrei doar să te lași în jos. Realizează că trebuie să faci un pas important. Gândește-te la o situație înainte de a face o mișcare. Taur, în această zi spui lucruri nu tocmai politicoase la adresa cuiva din familie și cum bereții au urechi, ceea ce spui nu va rămâne un mare secret. Există posibilitatea ca ceea ce va urma să-ți strice ziua pentru că toată familia te va privi destul de sceptic. Gemeni, la un moment dat în decursul acestei zile s-ar putea să te găsești în centrul atenției, în timp ce în mod normal s-ar putea să nu te superi, situația de față te-ar putea face un pic nervos. Când observi că toți te privești și așteaptă să spui ceva, spune-le, ține discurs și apoi retrage-te. Rac, încercarea de a face prea multă muncă pe parcursul unei zile s-ar putea dovedi învingătoare. Energia ta nu este ceea ce pare de obicei și probabil că vei lucra cu o energie nervoasă. Ia în considerare situația și enumeră sarcinile în ordinea priorităților. Lumea nu se va încheia dacă nu le faci pe toate în această zi. Leu, descoperirile spirituale recente ar putea să te facă să te simți atât de încântat cât și de abătut. Latura ta sensibilă îți spune că acesta este un pas clar înainte pe calea ta spirituală, dar latura ta logică te-ar putea determina să te îndoiești de realitatea acesteia. Fecioară, ziua marchează începutul restului vieții tale. Tratează-o cu respect. Poate te afli într-o cruciadă, iar instinctele tale de combatere ar putea funcționa. În motorul tău există mult combustibil, deci nu-ți face griji. Singurul lucru de care trebuie să te preocupi este eventual să pășești pe urmele altor persoane. Balanță. Încearcă să iei ușor ziua și lucrează pentru a digera o parte din contribuțiile primite în ultimele 2 zile. Aceasta este o zi bună pentru a contempla și planifica. În ceea ce privește problemele inimii, s-ar putea să descoperi că o abordare sensibilă și fundamentată funcționează cel mai bine. Scorpion, există o energie plină de iubire distractivă în această zi care ar trebui să-ți ofere o mare cantitate de putere și încredere în tine. Vei fi extrem de eficient în tot ceea ce ai în mână. Nu uita să te iubești și să crezi în lucrurile pe care le spui și faci. Săgetător, cercetarea pe un subiect legat de un proiect ar putea îndruma către un loc în care poți citi fără a fi distras constant. Concentrarea ta este mare și probabil că vei realiza multe în această privință, deși s-ar putea să nu găsești materialul atât de interesat pe cât ai spera. Capricorn, atmosfera zilei îți oferă impresia că ar putea exista o mulțime de schimbări care așteaptă să se desfășoare în viața personală. Cel mai multe dintre ele vor viza relațiile tale. Vărsător, uneori greșești din cauza lipsei de obiectivitate. Ai o anumită tendință de a-ți dori ca ceilalți oameni să fie la fel ca tine. Totuși, nu va fi cazul în această zi. Îți folosești bunul simț și rațiunea mai degrabă, rațiunea ta vorbește pentru tine. Pești, entuziasmul și energia vor fi aliații tăi. Ceva diferit este în aer și te incită să avansezi. Vei lua decizii și vei merge în direcții noi pentru binele tău și pentru binele oamenilor din jurul tău. Dinamismul tău va avea un impact benefic asupra familiei tale. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o săptămână minunată. Acesta a fost principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voces Campii. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!